o permanentă capitală culturală românească, dincolo de alte ierarhizări, intervenții, investiții în cultură. Acesta este Iașul și se apropie 24 ianuarie și nu pot să nu vă mărturisesc că vă aștept să citiți cât de multe lucruri mai sunt noi despre 24 ianuarie și cât de multe lucruri interesante sunt despre Iași, pentru că Bucureștiul era în umbra Iașului la unirea din 1859. Și m-aș bucura să mai putem stabili și raporturi de genul acesta. Deci, pe urmele unei foste edituri cu adevărat prestigioase până în 1989, Junimea, de la Iași, au răsărit alte edituri, nu ca ciupercile după ploaie, că au fost ploi multe și ciuperci puține, dar au răsărit edituri care, sigur, unele dintre ele au avut o constanță, au avut o performanță, au avut o învergură, dar lucrurile s-au mișcat. Dintre ele, la ora actuală, iată Iașul vine cu o editură care a putut scoate anul trecut 600 de titluri în vremurile ei cele mai bune. Editura Dacia de la Cluj, în vremurile cele bune, a scos 500 de titluri, 600 n-a putut atinge. Media constantă era 3-400 de titluri pe an. Spun acest lucru pentru că, în general, în România, unii cred că se scoate prea multă carte. Dacă vreți o comparație, numărul nostru de titluri este la jumătatea numărului de titluri din Finlanda. Un popor de 5 milioane de locuitori, dar, sigur, un alt fel de popor, un popor mai aproape de cultură, mai aproape de cultura scrisă, cu toate că este poporul cel mai deschis spre cultura în celelalte forme moderne, dar este poporul cu cel mai mare indice de lectură, cu cei mai mari coeficienți de utilizare a cărții și cu alți mulți indicatori de bibliotecă și de librărie, că și librăriile sunt o problemă în România. Și domnul Aurel știe foarte bine și cum își distribuie cărțile, cum și le plasează. Și activitatea de astăzi o vedem sub ambele aspecte. Și editura trebuie să fie prezentă, evident, pentru a întreține această dinamică pozitivă, dar mai ales atunci când editura se întâlnește cu cei pe care ea îi cultivă, îi tipărește, îi multiplică, îi investește cultural și astăzi am profitat de această prezență și așa a fost gândită. Din patru minți, asta a ieșit. Din mintea domnului Aurel, din mintea domnului Săluc, din mintea domnului Gheorghe și din mintea domnului Teodor. Patru domni au gândit să ne întâlnim lângă trei titluri astăzi și așa vom proceda. Acum domnișoara, cred că a fost luată, domnișoara a fost luată în brațe cu carte cu tot, tocmai ca să dăm mai multă culoare, mai multă frumusețe întregii manifestări și să avem și o arie tematică cât mai diversă. Nu suntem sub o regie. Eu eram pe punctul nici să nu pot ajunge aici deja. Aranjasem cu Aurel să mă înlocuiască și promisesem și că îl plătesc pentru asta, pentru că moderatorul are cea mai importantă indemnizație. Ea oscilează între 100 și 300 de euro. Încă nu s-a stabilit precis când, dar în viitor apropiat va fi. Și de aceea, viziunea mea de început aceasta este și îl rog pe Aurel să vă familiarizeze cu date în plus față de cele pe care le-am spus eu și despre editură și despre cărțile de astăzi. Bine, doamne, credințe, dacă mai se ferește, mai fiecare să aveți un an bun, sănătos și multă bucurie și la mulți ani. Să știți să mulțumesc și distinsul cu prieten, fotografele anului, de aleasă speță culturală și spirituală, nu numai pentru Baia Mare, dar și pentru ce se mișcă culturală în România. Observațiile lumii sale, mai ales despre starea cărții și ales în ideea culturală. Am venit cu acest exemplu extrem de evident Finlanda, dar în România literară ultimul număr, ultima pagină, există informații foarte interesante. Franța alocă în omului cultural 13 miliarde de euro. 13 miliarde de euro. Sumă care este înspăimântătoare. Dacă raportăm la bugetul României.
Dar are o observație, zic eu, specială. Totuși, acești bani, la un moment dat, se și întorc. Asta este marea problemă a subvenției. O subvenție trebuie să fie un fel de producător de efect pozitiv, în sensul s-a investit un leu, să vină măcar un leu și un ban. Și fac un clasament, să spun, cei mai mari sau cea mai mare cheltuitoare în această sumă se numește televiziunea publică franceză, care nu întoarce niciun ban. Cartea primește 1%, oricum sumă specială, și întoarce cei mai mulți bani. În citind aceste informații și cântărindu-le, am căutat să-mi dau un răspuns ca editor și, evident, nici cu mâhnire, nici cu o critică specială a locului de unde vin din Iași, s-a întâmplat un fenomen special, s-a numit Filip, mai mult decât un festival, a fost un eveniment cultural, numai că a fost proiect prost. Adică s-au cheltuit 500.000 de euro și nu s-a întors nimic. Mă veți întreba cum? Păi simplu. La orice manifestare unde se cheltuie atât de mulți bani, a doua zi sau în câteva zile, cel de la hotel spune că a crescut cifra cu 2%, cel de la librărie cu 1%, acel general fenomenul s-a amplificat. Nu s-a întâmplat. Asta este o defecțiune a sistemului. Și ca să legăm puțin lucrurile în diversitatea lor, un drum spre bibliotecă cu distinsul profesor Brodeanu, spre domnule, să ne amintim un comunist, tot era perfect. Da, dar era un sistem perfect. Vedeți, vorbim despre sistem. Avem o problemă cu sistem. Pe sistemul îl lăsăm undeva în afara structurii și construcției și atunci fiecare acționează cum poate. Unii pot mai bine, alții mai rău. Așa, ca să transfer idei de edituri, sigur, observația domnului director este corectă. 85% la București, 5% diferența în vari zone. Și Iași oarecum. Da, un sistem corect ar fi cu toată subiectivitatea și cu toată nedreptatea care s-a apel ca unor asumă edituri, trebuie create pe strategii și pe proiecte culturale din care se reiese o ființă spirituală. Tot ați vorbit de filistie, de pilda, se spune și de textul din Biblie, cu cei numărați și renumărați, ca să amplificăm și să transformăm ființa culturală românească într-o monedă de schimb europeană. Că la urmă, mai ce ne ducem? Vrem sau nu vrem? Ca să vedem în ce măsură reușim să ocupăm acest loc, care unii numesc globalizarea, alții numesc business, și cred că și una și alta. Aici pot să subliniez un aspect strict legat de editura Tipo Moldova. Noi, în colecțiile noastre, avem opera unei generii, colecție pentru poezia contemporană. Am scos o antologie în română, franceză, engleză, germană, carte achiziționată de marile biblioteci europene și nu numai. Deci achiziționată, nu am dăruit. A fost achiziționată. Asta înseamnă că, oarecum, se pot mișca lucruri și în sensul bun. Referitor la, hai să spunem puțin, la ce dorim noi să inducem și să producem la nivel de carte. Cei trei autori, domnul Săluc, cele două cărți despre Eminescu, atât repere biobibliografice, cât și Eminescu în critica literară actuală, care la urma urmei sunt cărți strict adresate personalității lui Mihai Eminescu, iar editura Tipo Moldova, început cu acum 3 ani de zile, ne-am sugerat și am propus un fel de evidențiere a zilei de 15 ianuarie și am ajuns la Opera Omnia, Noțiune de Patrimoniu, 164 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Această carte a intrat în această idee, dar ea este anul ăsta exemplificată de un album, nu l-am adus, de o carte foarte specială la Cristian Lidescu, de altfel am introdus într-un fel și cartea lui Teodor Codreanu. Profesorul Codreanu are un text extraordinar despre Eminescu, a apărut de la sublinierea 163 de ani. De ce am ținut să punctăm acest lucru? E foarte simplu.
cred că este singura operă autoritară în cultura română, opera Ionesciană. Dacă observăm, nu trece an să ne apară 5-6 cărți importante. Nu mai vorbim, eu aș fi sugerat și probabil că Catedra de Litere, dacă va fi folositor, ar trebui să fac o statistică. Cam câte teze de doctorat s-au dat despre Mihai Opera lui Mihai Eminescu. Ar fi foarte interesant să aflăm la un moment dat și cred că depășesc sute de lucrări de doctorat. Când spun opera autoritară, mă gândesc cât de contemporană poate fi în generație această operă. Și se demonstrează că Mihai Eminescu, prin publicistica sa, prin opera poetică, surprinzător, este un adversar continuu. Și aici putem sublinia acel, să nu numim atac, un fel de ieșire la confruntare cu Mihai Eminescu și dilema veche cu, așa zis, un schelet din Debaraș mai departe, care s-a identificat fie prin Patapievici sau alți autori ai zilelor noastre. M-am întrebat de ce? Păi autoritatea operei eminescene chiar asta reclamă. Ea prin asta se reîmprospătează. Devine un obiect la zi. Asta este foarte important pentru cultură. Dar fel se întâmplă în lumea literaturii engleze cu Shakespeare. Mereu Shakespeare este o provocare pentru lumea culturală și literară mondială. Eminescu, cred, tradus mai consistent, mai deștept, mai înțelept, devine categorie și în lumea europeană o provocare continuă. Astea sunt marele destinul marilor opere. De asta noi ne-am permis ca în fiecare an, pe 15 ianuarie, să ne trezim și să spunem, s-au împlinit 164, 165 sau când va fi posibil să subliniem. M-am observat și la acest 15, sunt trist că am transformat ziua lui Eminescu în ziua culturii române. Nu sunt supărat în sensul că ar fi rău, ci în sensul că se pierde din vedere că Eminescu nu înseamnă obligatoriu întreaga cultură română și aici, evident, trebuie să ar fi fost înțelept zilele culturii române, să fie 15, 16 și pe doar 17, pentru că nu-i de neglijat să vorbim despre Brâncuș, despre Enescu, despre Mice Iliade, are suficient de largă și atunci am fi dat un sens sănătos. Eu am impresia că localizând toată ziua culturii române în data de 15, fie vorbim în exclusivitate despre Eminescu, fie ratăm exact partea inițială. Sigur, n-am să fac niște prezentări în sensul nici de analist special atât la cele două cărți ale domnului, care sunt absolut importante și să chiar bine este evidențiat. Una este cu o prefață de Cipoi. Aici avem carte trecută la mulți autori ca fiind obiect esențial în bibliografia altor cărți. Deci, ceea ce pot spune este că oameni de asemenea învergură autentifică exact ce spuneam eu, contemporanitatea și actualitatea operii lui Mihai Eminescu. Dacă merg la profesorul Gheorghe Godeanu, o eminență în materia, hai să spun, în materia criticii române, sigur, dumneavoastră lucrează mai discret. Alții sunt mai zgomotoși. Cel puțin aceste Oide ca romanul românesc interbelic la a treia ediție, revizuită de obligatoriu, de altfel la Narcis și oglinda fermecată, și Oide ca romanul românesc interbelic, cum de altfel spuneam, creionează o parte de fundal a operilor literare. La urma urmei, am scos o carte, se cheamă Catalogul Marelor Nerușinale lui Mircea Constantinescu. Nu vă smerească, nu se leagă chiar de nerușinale, ci face o speculație în operile marilor scriitori,
și îi surprinde în defecțiune, fie sentimentală, fie politică, fie socială. Foarte interesant, o studiu sociologic foarte interesant. E, asta înseamnă într-un fel jurnalul, care acolo parcă vedem altfel, mai uman autorul. Profesorul realizează aceste lucruri cu excelență, de altfel și surprinde chiar prin titlul Poetica Romanului Românesc Interbelic, care chiar așa este. Există o poetică, la urma urmei, nu de puține ori îmi place să subliniez atunci când fie editez și încerc să comentez unele cărți, dacă nu au poveste, n-au narațiune, toată nu există, la urma urmei, asta e măreția literaturii. Mereu ne introduce în poveste și mereu ne abandonează. Dar cel mai frumos rămâne într-o poveste splendidă, care la urma urmei, asta ne autentifică. Dacă nu aș fi alături de profesor, doamna Romana cu Poetica Jurnalului Intim, ar fi bănuită doar nume, dar nu, carte este total diferită, absolut diferită de ceea ce v-am spus vis-a-vis de cărțile profesorului Gheorghe Dodeanu. Aici aș face o remarcă specială vis-a-vis de munca profesorului. Cel puțin 3 sau 4 cărți au apărut la editura noastră, excepțional prinse de critica literară, de la Eu unul gastronomia, am uitat cum îl cheamă, pe autor, îmi pare rău, cât și la Paul Boma, o carte excepțională, și Mircea Nedelciu, se scrie în această serie de lucrări excepționale, absolut necesare, utile și de privit înainte, pentru că la urma urmei, cum se predă cartea prin autor este foarte important și ceea ce a realizat profesorul prin ceea ce știu eu este deja de partea excelenței în ideea că literatura nu rămâne singură, ci dimpotrivă pe mâini extraordinare și există și perspectivă și împlinire din acest punct de vedere. Am lăsat la urmă o nouă deschidere de colecție, se cheamă Bibliofil. Am început cu poetul Aurel Panta, o figură, hai să spunem, de top în poezia română contemporană. Așa arată cartea. Căutăm ca de fiecare dată cei ce inițiem să fie cel puțin de neuitat aia când îngăduiți și în același timp să subliniem că reprezintă parte importantă în literatura română contemporană. Teodor Codreanu are acest titlu extrem de special. De altfel, dacă ne întoarcem din nou la Eminescu, vom constata nu numai că generează un conflict sănătos în sensul de studiu, dar chiar a declanșat anume reinterpretări vis-a-vis de ceea ce a fost Eminescu atât în viața civilă, și mai ales partea spre finală cu acel moment de acestui de nevoie, cum s-a consacrat, în care unii autori, și aici se remarcă Teodor Codreanu, mi-a ales un captivitate nebuniei, cât și Nicolae Georgescu, care deja are o teorie extrem de, aș spune, năstrușnică deocamdată, până la elucidare în sensul serios, cum că tot ce s-a întâmplat cu vremea de spital pentru Eminescu a fost o scenare politică, cum de altfel se și întâmplă uneori, dar rămâne de discutat în ce măsură poate fi corect sau nu. Invit autorii, nu-i nominalizez, fiecare cum este îndemnat să participe la această dezbatere, uitându-se mai ales în ce măsură am greșit eu atunci când am prezentat. Vă mulțumesc! Mulțumim! Sunt îndietate femei. Nu? Ramona de Marce. Din punctul de vedere al tuturor criteriilor care sunt. Pentru că avem obligații mari față de femeie, față de femeia în cultură, față de femeia în literatură.
inclusiv față de femeia în activități social, culturale, de demnitate și obștești, apropo de Finlanda și de țările nordice, unde peste 50% din tot ce înseamnă corp parlamentar, corp administrativ, corp dăscălesc și celelalte sunt femeile. Noi ne bucurăm când le avem chiar și în această crudă minoritate. Da. Mulțumesc că m-ați plecat în ușoară, dar sunt convinsă că domnul al cărui nume al cărui nu e foarte fericit. E sală? Da. Este. Bună ziua! Am să încep printr-o confesiune. Consider contextul ideal, doar vorbim despre jurnal intim. Cartea se numește Poetica jurnalului intim. O carte... Jurnalul intim, în sine, fiind o carte în care un scriitor, în cazul nostru, se confesează unui public identificat, ori identificabil, sau nu. Desigur, nu doar scriitorii țin jurnale, dar acest volum a abordat aproape în exclusivitate jurnale de scriitori. Așadar, mărturisesc că mi-e teamă de discursuri. Vă rog să nu mă înțelegeți greșit, nu e vorba de teama de a vorbi în public, ci de discursul în sine. Iar această teamă apare din perspectiva ascultătorului. Eu însă, fiind un ascultător, oarecum... Nu, neascultător. Așa, a ascultătorului care stă cu minte și ascultă în timp ce desenează pe colțul de hârtie. Așa că am să fac tot posibilul să nu vă dau privilegiul de a desena pe colțul de hârtie. Pe scurt, de când munca mea de cercetare s-a materializat în acest volum, toți cei care au pus mâna pe el au avut aproape invariabil aceeași reacție. Jurnal intim. Da, trebuie să recunosc că ideea de jurnal intim intrigă. Și aici trebuie să fac o nouă mărturisire. Am pornit în aventura jurnalului intim, stimulată cam de același tip de resort psihologic ca acela care îi îndeamnă pe cei care pun pentru prima dată mâna pe acest volum să spună aha, jurnal intim. Povestea a început cu minte, cu lectura unor opere clasice ale unor scriitori clasici. Dar apoi a apărut întrebarea cine este cel care scrie despre război și despre pace? Cine este cel care scrie despre școala femeilor? Cine scrie despre femeia sfâșiată? Sau, în fine, cine este cel care scrie din Calidor despre Ostinato? Mai exact, cine se ascunde în spatele măștii publice de scriitor, printre rânduri de roman? Cine este, în fond, omul? Răspunsul cel mai obiectiv, oare, l-am găsit în opera secretă, clandestină, până la un punct, a scriitorilor, adică în jurnalul intim. De aici am pornit și aici am ajuns. Am încercat să aflu cât de cu adevărat intim este sau poate fi un jurnal, cât de sincer este ziaristul, cât de fidel îi este propriului său caiet intim. Cu însemnările sale zilnice, care până la urmă s-au dovedit a fi nu chiar zilnice. Am aflat multe, dar poate cel mai important este că am aflat că și jurnalul intim, literar, este tot o mască, este tot un fel de ficțiune. Și la final, o ultimă confesiune, mărturisesc că acest volum nu va oferi un răspuns satisfăcător celor care până acum au spus jurnalul intim. Însă va satisface într-o oarecare măsură curiozitatea în ceea ce privește una dintre măștile anumitor scriitori. În volum nu am abordat decât
câțiva ziariști români și europeni, pe cei care au contribuit în mod fundamental la dezvoltarea genului diaristic. Dar vă voi lăsa plăcerea să-i descoperiți pe cont propriu și să aflați dacă opera de ficțiune a unui anumit scriitor prezintă un om radical diferit de cel care ni se dezvăluie în caietele intime. Vă mulțumesc! Frumusețea intervenției și pentru noblețea subtilităților și chiar îndrăznesc, dacă tot v-am jignit noi ăștia, eu n-am zis, domnișoara, dar cei și-au zis, domnul de Marce, își ține jurnalul intim. Soția mea asta. În ultima vreme n-am mai verificat. Da. Acum, să vedem cum vă vine rândul. În pietura a fost în corp. Domnul Sălu Corvan. În primul rând, trebuie să adresez mulțumirii editorului pentru cele două frumoase cărți pe care le-a realizat. Sigur că prima cărere biobibliografice este o reluare a unei cărări mai vechi, Patrisul Azi, sigur că eu aproape o carte nouă față de ceea ce am publicat în mulți ani în urmă. Sigur că, așa cum spunea și director Stefan Antonescu, este o provocare pentru orice și pentru mine a fost o provocare. Pentru că Eminescu a oferit, oferă și cred că va oferi într-un mult timp multe întrebări la care va trebui să te răspunzi. Ați văzut că pe măsură ce trec ani sunt tot diferite mai multe moduri de a privi pe Eminescu, de a-l întrega într-un context sau altul. Multe provocări, unele care poate cu intenția de a elimina, așa cum se spune, că s-a procedat într-un anumit timp din sfera culturii noastre sau marginaliza, alții, din potrivă, pentru a așeza în loc confortabil ce se cuvine în literatura și cultura română. Eminescu, personalitate deosebită, sigur că are suficiente motive ca să creeze întrebări. Întrebări la care nici astăzi nu s-a dat răspunsul. Să plecăm de la stabilirea originii familiei, a numelui Eminescu. E o întreagă istorie, s-ar putea face o lucrare, de fapt s-a și încercat pe lucrare. O lucrare numai despre această perioadă a stabilirii originilor familiei Eminescu, de unde și când a venit. Sigur că s-au stabilit multe ipoteze de cursul anilor. Cred că ceea ce ar trebui să o rețin este aceea că Eminescu este născut în spațiul culturii românești, indiferent în ce zonă a fost aceasta, că a fost primată, a fost Transilvania, a fost Moldova de Nord, unde s-au așezat Cremoșul și primașii lui Eminescu. Alte provocări sunt mai ales legate de biografia lui Eminescu. S-au făcut în ultimii ani, în special, atâtea scenarii care mai ucitante și mai interesante. Unele ipoteze pot fi acceptate, mai ales legate de perioada bolii poetului. De la stabilirea diagnosticului și mai ales de la sfârșitul poetului. Scenarii legate de politica vremii.
sigur că nici una dintre acestea nu pot fi expuse în totalitate. Dar eu, ca simț, îmi vine greu să cred că un sanatoriu din Viena și-ar fi permis să stabilească un diagnostic la sugestia lui Titu Maiorescu, așa cum încearcă unii să spun. Să stabilească tratamentul, de asemenea, la sugestia unor politicieni. Mă îndoiesc că un institut, chiar la treburile acelea, își putea permite o asemenea poziție. Și multe alte lucruri de genul acesta. Sigur că politicul a avut un interes, Eminescu a fost un jurnalist incomod. Am citit mai nou materiale care spun că Titu Maiorescu, publicându-i volumul de poezii, a vrut să-l rupă, să-l scoată pe Eminescu numai poet. Sigur că trebuie să recunoaștem. El a fost receptat jurnalist în mediul politic a vremii, pe când poezia lui la vremea respectivă a trecut mult peste acest moment. Sigur că prin profunzimea ideilor pe care le-a promovat prin jurnalism, Eminescu este la fel de mare și în jurnalism ca și la fel poezia. Dar noi am multe, pentru că în această carte am încercat să realizez un roman al vieții, un roman care poate fi citit indiferent de unde pornești, că simt și am de interesat. Sigur, mi-au făcut unii critici observații că am dat limitate neacceptate de istoria literaturii. Nici n-am, dacă a fost un fapt consemnat, dacă presa vremii a consemnat un moment din viața lui, nu știu cât a fost real sau nereal. Eu l-am consemnat ca fapt provocat, existent în viața respectivă. Sigur, fără a sublinia că acest moment este real, autentic sau pe cât a fost posibil, am încercat să las aceste doar ca simple curiozități. Lucrarea recentă, sigur, când am trimis manuscrisul, mă gândeam la o cărticică, ca și aceasta, un volumaș, pentru că am adunat, sigur că lângă multe alte materiale pe care le-am parcurs pentru realizarea primei lucrări, au fost și alte lucrări pe care le-am parcurs și la care am publicat în Nord Literaus, în alte parte, cronici pe marginea unor cărți ale dedicate lui Eminescu și, de fapt, și subtitlul este însemnat pe margini de cărți. În continuare, la cele alte două volume, tot a apărut despre acest lucru. Sunt cronici despre cărți pe care le-am considerat importante, apărute mai ales după acea ieșire a grupului de la Dilema, ieșire care, de fapt, a fost un moment, aș zice, prielnic pentru Eminescu, pentru opera lui Eminescu, pentru că a născut o serie de opinii și au apărut cărți importante după aceste opinii. Este o carte, cum spuneam, este o culegere de texte, grupate de anumite capitole, câteva grupate sub titlul ediții, am parcurs edițiile mai importante, de exemplu, ediția pe Prestigiu sau ediția de volumul care cuprinde bibliografia operei Eminescu și alte lucrări interesante. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Pentru că timpul nu ne permite să facem intersecții, intervenții aici la fiecare în parte, e într-un fel o depășire de măsură. E o asupra de măsură să propui să prezinți și editura și trei cărți, plus încă ceva și Aurel Pantea, într-un fel la origine Mara Mureșan, dar acum sigur e la Alba Iulia și conduce filiala de acolo, unui scriitorilor și e interesant să-i cunoaștem cărțile, dar ar fi fost suficient să lansăm una dintre cărți. Dar aminte faptul că domnul Săluc a fost adus
în brațe cu două din operele sale, deci probabil că în gestiunea timpului de astăzi, de la lansare, propulsare, vom folosi mai mult aserțiunile autorilor decât eventualele comentarii ale celorlalți. Să-l invit pe domnul profesor Brodeanu. Mulțumesc! Spre deosebire de aceste cărți, chiar recente, au apărut în 2014, aparițiile mele sunt puțin mai vechi. Dar fiind vorba de o întâlnire cu editura Tipo Moldova, desigur, ele intră încă în program, mai ales poetica romanului interdeu. Mai în urmă, cu un an de zile, am fost la această lansare a cărții Narcis și Oglinda Fermecată, care a reușit să farmece o parte din critica literară, din critici, din exegeri, din cititori. Are deja o istorie, a zice o fericită, dar continui să cred că această carte merită și mai mult decât a meritat până acum. O lansam în urmă cu un an de zile, ea are circulația pe care o are, spun, merită mai mult, dar încet, încet intră în conștiința publică. Ea a fost premiată la filiala din Cluj al Uniunii Scriitorilor, Dance Mihailescu a ieșit pe post și a zis, s-a prezentat, l-a spus și a zis că aici poate să oprească restul, nu mai merită să continue, e prea frumos ceea ce spune, asta da, așa trebuie să arate o carte de referință. Deci putem pune punct, restul ce a spus nu mai merită evocat. Deci e o carte bine primită, în fel de istorie, de fapt este o istorie a jurnalului intim românesc, cu toate etapele sale și, bineînțeles, cu trecând în revistă și toate cărțile teoretice importante consacrate fenomenului, care nu sunt puține. Acum, cartea, sigur, are o istorie foarte veche, pentru că, la un moment dat, m-am și speriat, văzând că ajung pe calculator la vreo 700 și ceva de pagini, am zis că, la un moment dat, trebuie să te mai și oprești, dacă subiectul este foarte, foarte vast, dar, vrând nevrând, trebuie să faci o selecție, nu se poate altă. Acum, sigur că preocupările mele legate de jurnal sunt foarte, foarte vechi, mai ales legate de jurnalul pe care l-au ținut scriitorii români din exil. Lucruri care mai unele au mai fost publicate, au fost reluate, au fost amplificate, după care, sigur că m-am oprit la tot ceea ce înseamnă important din jurnalul scriitorilor. Acum, sigur, întâmplarea a făcut ca inclusiv titlul să sufere o serie de modificări, pentru că jurnalul, sigur, este o temă extrem de actuală și în momentul în care Ramona, și aici îmi cer scuze, dar pe de altă parte felicit pe domnul Demarce, care o soție, care pare și acum o domnișoară, deci să nu să se supere pe mine, dimpotrivă, ar trebui să se simtă flatat. În momentul în care cu Ramona am stabilit această temă a tezei sale de doctorat, pe la urmă, sigur că la un moment dat Ion Burnar, la o lansare a cărților mele, spunea că eu am multe cărți și multe să încep cu acest cuvânt, poetica. Și într-adevăr, la un moment dat m-am gândit la acest titlu. Sigur că atunci când am stabilit această temă, am renunțat la titlu. Și sigur că cele două cărți sunt complementare, pentru că este firesc să fie altfel, mai ales că Ramona se ocupă și de o serie de cărți importante din literatura universală. Este o carte interesantă pe care vă recomand cu căldură. Deci am muncit asupra ei și nu întâmplător domnul Ștefanachi spunea că această colecție academică are deja câteva lucrări de referință, unele semnate chiar de autori din Maramureș, ceea ce este foarte important. Dar acești autori din Maramureș, teze doctorate pe care le-a coordonat, au venit și alții din țară pentru că colecția convinge și asta este foarte, foarte important. Deci, teze doctorat din diferite părți ale țării, pentru că, nu ascund, văzând cum arată aceste lucrări, oamenii vor să apară în această colecție. Este firesc. Și, dincolo de toate controversele legate de tezele de doctorat, de calitățile lor, se fac și teze doctorat foarte, foarte bune, foarte, foarte serioase. Majoritatea sunt extrem de muncite, dincolo de toate opiniile,
și este firesc să și apară cărți deosebite. Acum, în ceea ce privește poetica romanului românesc interbelic, este o reeditare, zic eu, necesară, este de la... Aceasta este teza mea de doctorat, apărută cu destul de mult timp în urmă, prima versiune, o carte care, între timp s-a clasicizat, a devenit un fel de manual școlar, atât pentru licee, cât și pentru, primul rând, sigur, se adresează studenților. Există subiecte formulate la, pentru examenul din bacalaureat legat de Călinescu, există citări în diferite manuale școlare din această lucrare. Deci s-a clasicizat și, într-adevăr, reprezintă o sinteză a ceea ce este mai important din romanul interbelic. Dar nu numai, pentru că se ocupă de cele mai importante perioade ale romanului românesc și, sigur, impune o metodă, adică acest studiu dinspre, care se aplică și în alte cărți ale mele, dinspre teoria literaturii, dinspre analiza de text. Adică se pornește de la crezul artistic al fiecărui romancier important al acestei perioade și abia formă se trece la analiza de text, se urmărește în ce măsură acest crez artistic este oglindit în operă. Acum, pornind de la aceste nuclee, care sigur nu sunt puține, pentru că e vorba atât de așa numiți tradiționaliști, de romancieri obiectivi care merg pe linia balzaciană, dar un balzacianist modernizat, adus la zi, Rebreanu, Călinescu, Cezar Petrescu, Ortensia Papa Talpencescu, apar și, sigur, cei care au înnoit romanul interbelic puternic, experimentatori, precum Camil Petrescu, Eliade, Anton Holban și, sigur, autori mai puțin cunoscuți de dumneavoastră, dar foarte interesanți, pentru că întâmplarea face ca mulți dintre noitorii romanului interbelic să aibă un sfârșit tragic. Max Blair moare la 29 de ani, Urmuls, care are și un roman așa de 4 pagini, roman 4 părți, se sinucide la 40 de ani, Mihail Sebastian moare în împrejurări neclare, Anton Holban iarăși moare în urmă unei operații foarte tânăr, dar toți lasă în urma lor niște cărți deosebite care reușesc să transforme fața romanului interbelic. Majoritatea merg pe linia autenticității, deci important este sinceritatea exprimării și nu neapărat stilul. Există o excepție care este Matei Caragiale, un romancier fascinant, cu o operă redusă ca număr de pagini, dar extrem de interesant prin ceea ce conține. Dacă nu mă credeți, citiți și vă veți convinge. Ulterior, sigur că existând aceste nuclee, apoi acestea au fost amplificate în diferite monografii, cum ar fi cele consacrate lui Rebreanu, Matei Caragiale, sigur, Eliade, care rămâne una dintre constantele mele și la care mă întorc cu mare drag, Anton Holban, Matei Caragiale și nu mai știu dacă îmi scapă ceva, dar ajunge. Sigur, cărțile acestea sunt niște invitații la lectură și bineînțeles că este onoare, până la urmă, pentru noi că ele apar în aceste condiții grafice absolut formidabile, pentru că trebuie să recunoaștem, veți găsi foarte puține edituri care scot cărți în asemenea manieră precum editura Tipo Moldova. De regulă, sigur, există presiunea economicului, cărțile apar în format destul de mic, înghesuit, cu literă mică, ceea ce nu se întâmplă în cazul editurii Tipo Moldova. Deci pagina este extrem de aerisită, nu trebuie să citești textul cu lupa, chiar dacă n-ai probleme de vedere, că se întâmplă și asta, încât deschizi o carte și nu-ți mai vine să o citești, pentru că formatul nu numai că este absolut inestetic, dar nu se să o citești, nu apare această dificultate a lecturii. Eu doresc succes editurii și sigur că de la prima descindere, din 2009, rețin, pentru că după această întâlnire am scos prima carte cu dumnealui despre Diade, editura a luat un avânt grozav. Sper să nu meargă în continuare tot așa, pentru că nu mă îndoiesc că nu este ușor. Nu este ușor să scot cărți în ziua de azi, să le difuzezi.
vorba aia, ce este ușor în sfera culturii. Vă mulțumesc! Acum, sigur, da, condițiile grafice sunt excelente, ba chiar și cele tipografice, care e altceva decât condițiile grafice. Tirajele nu le cunosc, distribuția nu este ușoară la nivelul țării. Se cumpără carte de către instituții din ce în ce mai puțin, inclusiv Ministerul Culturii, care achiziționa pentru alte biblioteci la nivelele de atunci, în anii 2001 până în 2005, am fost în comisie, 5 ani de zile, în comisie de achiziție de la Ministerul Culturii, cumpărat de 10 miliarde, ceea ce zicem că era puțin, dar cumpăra, ori acum nu mai cumpără decât de 2 miliarde, nu știu cine poate face selecția, 2 miliarde de 200 de mii noi, și nu știu unde se va ajunge. Aș vrea să vă spun, fără să mă credeți cumva nostalgic, Doamne ferește, dar în anul de grație pentru români, să zicem 1953, când a murit Stalin, politica lui Gheorghiu Deș era de asemenea manieră, încât s-a tipărit atâta carte, în primul rând traduceri, dar și alte cărți românești, încât dacă transformăm banii de atunci în banii de acum, ar însemna că acum ar trebui să cumpărăm de 1000 de miliarde carte pentru bibliotecile publice. Atunci au ajuns cărțile în colecțiile acelea foarte populare, în toate bibliotecile comunale și chiar și în biblioteci școlare, sătești și așa mai departe. Da, suntem în fața unui eveniment care nu și-a dorit neapărat să scoată la vânzare titluri, ci să semnaleze aceste titluri și o face cu generozitatea editorului, care iată vine să-și culeagă și colaboratorii, dar în același timp să se și valorifice pe sine cu producțiile pe care le are. Eu n-am vrut astăzi, pentru că nu-mi pot permite să fac eu, nespecialistul, act de puterile mele de studiu, pătrundere și imaginație și să vorbesc despre cărțile lui Săluc, lui Brodeanu sau ale Ramonei, dar vă spun, după cât pot eu să cântăresc lucrurile, că dacă există și e nevoie să existe în antropologia culturală un concept puțin vehiculat deocamdată, densitatea specifică a fiecărei opere, înțelegând prin această densitate un termen transferat din fizică, forța, greutatea ei intelectuală, forța ei științifică, forța ei în domeniu, în raport cu celelalte, atunci, da, putem vorbi de opere foarte importante. Și noi ne bucurăm să avem la Baia Mare, pe lângă școala doctorală de filologie, pentru că această școală a produs celelalte, au alt tip de producție, cea de filozofie sau de matematică sau inginerie, să ne fi dat produse atât de interesante, de consistente, de importante, încât să existe, iată, și o bună hărbicie editorială în întâmpinare și, de ce nu, poate, iată, au venit și premii, domnul profesor Brodeanu, de aceea mie din ce în ce mai drag, pentru că oriunde mă duc în țară și dacă spun Baia Mare, sunt întrebat dacă îl cunosc pe domnul Brodeanu, pentru că domnul Brodeanu este foarte cunoscut în toate universitățile românești, în toate ariile culturale, unde intru și eu. Eu, mai mult decât atât, mă aștept ca în sfârșit, mai ales că a fost atât de citat pe Eugen Simion aici, poate chiar și cartea Ramonei, ce vine pe urmele acelei trilogii ale Eugen Simion și cărțile domnului Brodeanu.